În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Amin. Înainte să privim la câteva gânduri din acest pasaj, care cred că ne oferă câteva indicii într-o formă de asemănare pentru vremea de acum, vreau să pornesc de la câteva presupoziții. În primul rând, Sfânta Scriptură ne arată că viața creștină, viața bisericii, depinde în totalitate de lucrarea Duhului Sfânt. Deci, lucrarea Duhului Sfânt este absolut necesară. Nu este necesară. Este absolut necesară pentru viața noastră ca și credincioși și pentru viața bisericii. Asta este prima premiză de la care pornesc. A doua premiză de la care pornesc este că toți credincioșii, fără excepție, au Duhul Sfânt. Toți credincioșii, fără excepție, au Duhul Sfânt. Mă refer la credincioși adevărat, da? Nu există niciun fel de excepție. Eu, cel puțin, nu am nicio îndoială cu privire la lucrul acesta. Alții cred că poți să fii credincios, să fii mântuit, dar să nu ai Duhul Sfânt, vine Duhul Sfânt. Știți, teoria stăruie și așa mai departe. Nu intrăm acum într-o dezbatere pe subiectul ăsta, că nu are sens. Deci lucrarea Duhului Sfânt este absolut necesară. Toți credincioșii au Duhul Sfânt. În același timp, Scriptura ne arată un al treilea adevăr cu care vreau să încep, că acest Duh Sfânt sau această lucrare a Duhului Sfânt poate fi, dacă aș putea să spun în felul acesta, stopată sau micșorată în intensitatea ei. Duhul Sfânt nu pleacă de la tine, dar Scriptura ne arată că Duhul Sfânt poate fi întristat, da? Sau că lucrarea Duhului Sfânt poate fi stinsă. Da? Deci, adevărul ăsta trebuie să le ținem în tensiune. Avem nevoie de Duhul Sfânt? Avem Duhul Sfânt? Dar lucrarea Lui poate fluctua. El poate fi întristat, Duhul Sfânt. Da? Lucrarea Lui poate fi stinsă. Când păcătuim, când persistăm într-un obicei prost, când ne împotrivim cuvântul lui Dumnezeu, când trăim în neveghere, suntem neatenți, lucrarea Duhului Sfânt poate fi micșorat în intensitatea ei. Da? Nu pleacă Duhul Sfânt de la noi, dar lucrarea Duhului Sfânt poate fi, dacă aș putea să folosesc expresia asta, micșorat în intensitatea ei. Vreau să folosim pasajul acesta ca o asemănare pentru viața noastră. Da? El descrie un eveniment unic în istoria omenirii. Niciodată nu se va mai repeta ce s-a întâmplat în ziua cinzecimii în vremea respectivă. Nu se va mai repeta. Atunci a fost botezat cu Duhul Sfânt primul grup de credincioși care veneau din vechiul legământ, imediat după învierea Domnului Iisus Hristos. Atunci s-a format adunarea Domnului Iisus Hristos și de acolo s-a împânzit pe toată suprafața Pământului, cum a profețit Domnul Iisus Hristos. Dar sunt câteva adevăruri pe care le putem folosi pentru noi astăzi și ele ne sunt prezentate, cum am spus aici, într-o asemănare. Este un eveniment unic, dar din care putem să luăm niște lecții pentru noi. În primul rând, vreau să vă uitați, în versetul 1 spune Scriptura, în ziua cinzecimii, și Luca notează cu foarte mare atenție lucrul acesta, erau toți împreună, în același loc. Sunt trei cuvinte foarte importante. Nu erau câțiva împreună în același loc, erau toți împreună în același loc. Deci Duhul lui Dumnezeu s-a coborât acolo pentru că oamenii aceștia au înțeles cu toții că au nevoie de lucrarea Duhului Sfânt. Că au nevoie de prezența Duhului Sfânt. Spune Domnul Iisus Hristos foarte clar în capitolul 1, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim și i-au ascultat lucrul acesta. Dar Domnul nu le-a zis doar să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Și ei au așteptat toți și au așteptat împreună și n-au așteptat împreună fiecare la casa lui, ci în același loc. Ce aș vrea să luăm din cuvântul acesta, această învățătură importantă, dacă dorim ca lucrarea Duhului Sfânt să crească în intensitate, credem că avem Duhul Sfânt, dar dacă dorim ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze cu putere în viețile noastre, să lucreze cu putere prin adunare, este necesar să păstrăm unitatea în adunare, să ne strângem împreună, să arătăm prin simplu fapt că venim împreună, prin simplu fapt că ne strângem împreună, spunem, Doamne, avem nevoie de Tine. Noi nu venim aici să facem ceva lui Dumnezeu, Dumnezeu nu lipsește nimic. Să fim siguri de lucrul ăsta, da? Dumnezeu nu are nimic nevoie de la noi. Noi avem nevoie. În momentul în care venim împreună, arătăm cel puțin două lucruri. Unul, că înțelegem nevoia noastră de Dumnezeu. Și în al doilea rând, da? Nu doar înțelegem nevoia noastră de Dumnezeu, ci în al doilea rând venim aici
Așteptând, arătând așteptarea, Doamne, nu doar că înțelegem că avem nevoie de Tine, ci așteptăm ca Tu să lucrezi. De asta venim aici. Astea sunt două lucruri foarte importante. Și asta au arătat ei. Noi credem că avem Duhul Sfânt, da? Știm perioade în viața noastră și chiar în viața adunării acestea și a altor adunări când Duhul Sfânt a lucrat cu mare putere. Și nu vedem aceeași lucrare astăzi. Ce putem spune? A, stăm liniștiți că dacă Dumnezeu vrea să lucreze, o să lucreze. Ucenicii n-au spus așa. Ucenicii au spus, Domnul Iisus Hristos ne-a pus să așteptăm. Și s-au pus și au așteptat. S-au rugat și au așteptat. Da? Deci, în primul rând, este necesar să ne înțelegem nevoia noastră. Să înțelegem nevoia noastră. Avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze mai puternic în viețile noastre personale. În viața mea personală, în viața familiilor noastre și în viața adunării noastre. Și vă puteți da seama și ne putem da seama din simplu fapt că au fost vremuri mult mai bune. Au fost vremuri mult mai bune. Este foarte normal ca primii care se întorc la Dumnezeu să fie copiii noștri. Și în multe familii nu se mai vede lucrul acesta. Și nu se mai vede nicio preocupare din partea părinților. Mulți părinți, dacă Dumnezeu vrea să lucreze, o să lucreze. Nu e așa. Nu este așa. Adevărul este că eu trebuie să-mi pun genunchiul jos. Adevărul este că eu trebuie să vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu cu ei. Adevărul este că eu trebuie să insist ca ei să fie în casa Domnului. Adevărul este că eu trebuie să-l fac conștient de toate adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. Nu se zice, dacă Dumnezeu vrea să lucreze, o să lucreze. Da? Dacă Dumnezeu ar vrea să mănânc, mi-ar băga mâncarea în stomac direct. Nu. Deci nu gândim lucrurile așa în viața naturală. Cu atât mai puțin ar trebui să le gândim în lucrurile duhovnicești. Da? Vreau să începem de la punctul acesta. Este necesar să ne înțelegem nevoia, dependența de Dumnezeu, dependența de lucrarea Duhului Sfânt și să ne ducem în acel loc în care știm și Dumnezeu ne-a promis că lucrează. Și aceea, un asemenea loc este adunare. Și uitați-vă, în toată țara există o slăbire în înțelegerea necesității de a veni în casa lui Dumnezeu care suntem noi și în practică. Oamenii sunt foarte delăsători în punctul acesta. Foarte delăsători. Și fiind ei în același loc, spune Scriptura, versetul 2, deodată a venit din cer. Noi nu putem controla lucrarea Duhului Sfânt. A fost deodată. N-a programat-o nimeni. Mie mi se pare foarte ironic. Mai văd câte un afiș din ăsta. Ba, pe internet sau unele biserici organizează anumite întâlniri și spune întâlnire de trezire spirituală. Ce nebunie! Ce putem noi provoca treziri spirituale? Ce eroare! Asta nu înseamnă că nu ne mai întâlnim. Ci înseamnă că ne întâlnim cu așteptarea, cu speranța, cu credința că Dumnezeu va lucra cum știe El, când vrea El. Dorința noastră este ca să facă lucrul acesta. Spune Scriptura, versetul 2, deodată a venit. A fost spontan, a fost instantaneu, n-a fost programat de absolut nimeni. Noi nu putem programa lucrarea Duhului Sfânt. Nu putem programa. N-am mântuit noi pe toți oamenii din satul ăsta dacă am putea. Sigur că am face multe lucruri. Dar nu este în controlul nostru. Mai mult decât atât, observăm aici, spune Scriptura, interesantă. Deodată a venit din cer. Deodată a venit din cer, arătându-se în felul acesta sursa lucrării Duhului Sfânt. Duhul lui Dumnezeu este, dacă aș putea spune așa, la comanda lui Dumnezeu. El face lucrările lui Dumnezeu. El împlinește voia lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. El a fost trimis ca un alt mângâietor. Și Domnul spune, va descoperi din lucrurile care sunt ale mele și va da vouă și așa mai departe. Da? A venit din cer și cred atunci când vine Duhul Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt se manifestă, în viața noastră experimentăm o atmosferă de cer. În familiile noastre o atmosferă de cer. În adunări este o atmosferă de cer. Pentru că Duhul Sfânt a venit din cer și a venit să facă lucrările cerești ale lui Dumnezeu. Dar de multe ori în casele noastre se aude cu totul altceva. Și se vede cu totul altceva, dar nu miroasa cer acolo sub absolut nicio formă. În sufletele noastre câteodată este o asemenea tulburare și o asemenea confuzie și o asemenea stare încât nu este nimic din cer. Și ar putea să ne întrebăm, ar trebui să ne întrebăm, nu am putea, am putea și ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva Duhul Sfânt este stins în viețile noastre. Nu că nu e acolo. Este stins în viețile noastre. Când noi nu experimentăm starea aceasta de comuniune cu Dumnezeu pe care Duhul Sfânt o favorizează, da? La fel în adunări. La fel în adunări. A venit deodată din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic. În limba greacă, poate știți deja lucrul acesta, cuvântul vânt și cuvântul duh au același termen. Pneuma. La care noi avem pneuri, da? Care e vorba de aer, de vânt. Pneuma. De acolo vine, da? Este același cuvânt. Și ne aducem aminte în Ioan capitolul 3, Domnul Iisus Hristos aseamănă lucrarea nașterii din nou. Cuvântul, da? Vântul suflă încotro vrea. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. În pasajul acesta vedem că nu doar nașterea din nou care este făcută prin Duhul Sfânt, ci și locuirea sau venirea Duhului Sfânt în viețile noastre
este asemănată cu venirea vântului. Venirea vântului, cu lucrarea vântului, da? Și zice că aici Scriptura spune că a venit din cer un sunet ca vâjuitul. Deci acolo n-a fost un vâjuit, a fost ca... Numai s-a auzit că ar fi fost un vâjuit, dar nu a fost un vâjuit, un vânt. Că spune un sunet ca vâjuitul, da? Auzeau ca și cum ar fi un vâjuit unui vânt puternic. Însă forma aceasta de manifestare a Duhului Sfânt atunci a fost lăsată ca noi să înțelegem un lucru. Nu ca să noi să zicem, Domnule, am vrea să auzim și noi un sunet din ăsta. Nu asta e înțelegerea pasajului. Da? Este o asemănare a unor lucruri spirituale. Ne este lăsat o asemănare pentru niște lucruri spirituale. Da? Când spune aici vâjitul unui vânt puternic, ne arată puterea lucrării Duhului Sfânt. Din momentul coborării Duhului Sfânt în adunare, viața ucenicilor și viața bisericii a lui, celui grup s-a transformat pentru totdeauna. Niciodată grupul de ucenici n-a mai arătat la fel. Fricoșii ăștia, care până mai înainte au stat cu ușile încuiate, baricadate, chiar când l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos înviat, deodată s-a transformat supranatural. Prin ce? Prin manifestarea lucrării Duhului Sfânt în viața lor. Și ne este lăsată manifestarea aceasta puternică prin asemănarea aceasta, ca vâjuitul unui vânt puternic. Eu cred că Duhul Sfânt este în noi. Și vă repet lucrul ăsta de câte ori pot în seara asta. Cred că este în noi. Numai sentimentul meu este că nu prea mai bate. Nu prea mai vâjie. Nu prea mai vâjie. Ar fi normal să ne așteptăm, să vedem că suflă vântul pe la pruncii noștri, pe la vecinii noștri, într-o parte în alta. Parcă e o tăcere din asta de mormânt. Și nu e normal. Nu știu dacă vă aduceți aminte și cred că de aici sau acolo Dumnezeu a profețit această manifestare a lucrării Duhului Sfânt în Ezechiel capitolul 37. Este un pasaj unde Scriptura îi spune, Dumnezeu îi spune lui Ezechiel așa. Știți, este o vale plină de oase, de morți acolo, care imaginează poporul Domnului, poporul Israel, care era mort în păcatele lui și spune... Prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul Omului și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Este o lucrare de naștere din nou, de trezire spirituală. Da? Am prorocit cum îi se poruncește și a intrat Duhul în ei. Și au înviat și au stătut în picioare, erau oaste mare, foarte mare la număr. Și Domnul explică, Fiul Omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea. Suntem pierduți. Și Dumnezeu le dă un cuvânt de încurajare. Și le prorocește despre, le prevestește despre venirea Duhului Sfânt. Avem Duhul Sfânt, dar Duhul mai vâjie, mai bate prin undeva. Să vede vă mișcarea Duhului Sfânt între noi sau nu. Spun lucrul acesta pentru a folosi acest cuvânt ca motiv de rugăciune. Și spune Scriptura că a vâjit unui vânt puternic, că Duhul Sfânt este puternic și să arată puterea Duhului Sfânt aici, și au umplut toată casa unde ședeau ei. Și apoi spune versetul 4, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Umplerea casei arată abundența lucrării Duhului Sfânt. Umplerea lor arată că Duhul Sfânt a venit în abundență, n-a venit să picure puțin. Da, eu cred că am Duhul Sfânt așa în mine. Nu, Scriptura spune că au umplut casa unde era ei. Oamenii aceia știau că acolo era prezent Duhul lui Dumnezeu și era la lucru între ei. Și vedeți, eu nu vorbesc despre niciun fel de manifestare din asta... supranaturală, cum așteaptă unii, ci vorbesc despre o manifestare supranaturală a Duhului Sfânt pentru viețile noastre spirituale. Da? Și zice, și-au umplut toată casa unde ședeau ei. În ziua cincizecimii a fost o singură casă în Ierusalim care a fost umplută. Una singură. A fost o singură casă peste care a coborât Duhul Sfânt. O singură casă. Să nu cumva să credem noi, a, Duhul Sfânt poate să lucreze și dacă eu stau singură acasă și sunt nepăsător față de adunare. Nu. A, Duhul Sfânt poate să lucreze și dacă pe mine nu mă interesează de frații și surorile mele. Nu, sunt nicio formă, nu. A, Duhul Sfânt poate să lucreze și dacă eu trăiesc în dezbinare, dacă nu urmăresc unitatea, dacă nici nu-mi pasă. Nu, sub nicio formă lucrul acesta. Înainte ca Duhul lui Dumnezeu să umple casa aceea, oamenii aceia s-au pregătit. Ascultați-mă, nu ne trebuie nimic supranatural ca să venim la adunare. Nu, trebuie să mă ridic pe picioarele mele exact cum fac când mă duc la lucru să vin la adunare. Exact cum fac când mă duc să mă pun la masă. Da? Și au umplut toată casa unde ședeau ei. Au umplut-o. Abundența lucrării Duhului Sfânt. Versetul 3. Niște limbi. Și aici spune. Ca de foc. Au fost văzute împărțindu-se pentru ei. Ca de foc. Lucrarea Duhului Sfânt se manifestă nu doar sub forma aceasta de vânt. Uneori este asemănată cu apa. Aici este asemănat cu focul.
Probabil că ați auzit întâmplări din asta când cineva a aruncat o țigară, un chiștoi de țigară, a prins undeva și l-a făcut pădure. Și cu greu au putut să stingă și au făcut dezastre la propriu, dezastre. Cu greu au putut să stingă focul acela. Când găsim cuvântul foc în Sfânta Scriptură, un lucru pe care îl înțelegem este puterea focului, impactul pe care îl are focul. Vă aștept să aminte că Iacov aseamănă limba noastră cu focul. Un foc mic, ce pădure mare aprinde? O limbă mică, nu? Puterea Duhului Sfânt este mai mare decât puterea limbilor noastre. Și se arată prin imaginea aceasta, prin asemănarea aceasta a focului, puterea Duhului Sfânt. Impactul pe care urmează să-l aibă Duhul Sfânt prin oamenii aceștia. Și interesant, spune că aceste limbi de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Nu există niciun credincios care n-ar trebui să fie afectat de lucrarea Duhului Sfânt. Să zic că sunt alții care sunt mai înfocați, așa cum spunem noi, pentru Dumnezeu. Sunt mai plini de râmnă pentru Dumnezeu. Și să vede Domnul, ăla când predică, când se roagă, ăla e interesat de lucrarea lui Dumnezeu. Să vede că e ceva anormal lui. Toți ar trebui să fim așa. Duhul Sfânt nu a făcut niciun fel de discriminare la cinzecime. Astea sunt femei, ce se face cu femeile? Uitați-vă, în capitolul 1 le precizează pe nume. Auziți, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și cere împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Le precizează că erau acolo. Și Duhul lui Dumnezeu a avut un impact și asupra vieții lor. Zice că s-a văzut o flacără de foc. Acum vorbesc și eu în asemănare. Dacă ar fi să ne dea Dumnezeu ochi să vedem flacăra care a pus-o Dumnezeu în noi, care este puterea Duhului Sfânt în noi, dacă ar fi să vedem oare cât îl mai pâlpâie în noi. Micuț, nu? Nu-i mai gaz, nu-i mai foc, nu-i mai nimica. Este o asemănare aici. Este o asemănare. Pentru niște lucruri spirituale. Duhul lui Dumnezeu a venit să lucreze cu putere și focul ăsta. În câțiva zeci de ani s-a împărțit în tot Imperiul Roman. Nu pentru că erau ucenicii mai grozavi. Nici vorba de așa ceva. Este vorba de lucrarea Duhului Sfânt. De puterea Duhului Sfânt. Unde este focul ăsta? Din noi. Versetul 4. Și spune, și toți s-au umplut de Duh Sfânt. Și ce interesant. Că mulți care citesc capitolul 2 vorbesc despre botezul cu Duhul Sfânt. Toți vor, botezul cu Duhul Sfânt. Măi, ești botezat cu Duhul Sfânt. Nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Un lucru care s-a întâmplat la cinzecime și un lucru despre care vorbesc puțini oameni este plinătatea sau umplerea cu Duhul Sfânt. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Toți. Vedeți, iară, niciun fel de discriminare. Acum, expresia aceasta, toți s-au umplut cu Duhul Sfânt, se găsește după aceea multe lucruri din Sfânta Scriptură. S-a repetat experiența asta. Pentru că noi nu suntem ca niște baterii din asta care nu ne consumăm niciodată. Noi nu suntem baterii. Noi suntem într-o dependență totală de Dumnezeu. Totdeauna avem nevoie de prezența manifestată și de puterea Duhului Sfânt. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt. S-au umplut, da, vedeți, iar și abundență. Abundență. Eu mă gândesc că un motiv sau un mod în care Duhul Sfânt este întristat este prin simplu fapt că nu dorim ca El să lucreze cu putere. Credem că ne putem trăi viața așa. Doamne, nu trebuie să fim, ce să ne agităm așa tare, nu? Suntem noi creștini, citim din Sfânta Scriptură când vrem, ne rugăm când vrem, venim și la adunare tot când vrem, că cine ce ne poate face? Și ăsta este un mod în care îl întristăm pe Duhul Sfânt, pentru că noi nu vrem maxim cât am putea să avem. Să ne ia Duhul Sfânt cât se poate de mult. Nu hotărâm noi cât, dar să ne dea cât se poate de mult. Să vrem totdeauna mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, Doamne, să fim mai sfinți, să fim mai interesați, să fim mai rugativi, să fim mai râvnitori la vorbi despre Domnul Iisus Hristos, să fim mai atenți în trăirea, să ne împotrivim mai cu râvnă împotriva păcatului. Să fim mai mult în toate domeniile. Ăsta este un mod în care îl întristăm pe Duhul Sfânt. Că ni s-a dat o putere infinită la dispoziție care lucrează în noi și noi nu vrem ca să lucreze mai mult. Și este un mod în care întristăm pe Duhul Sfânt. Și toți s-au umplut cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Toți vorbesc despre vorbirea în limbi. Te-ai discuția asta neterminată. Dacă trebuie să vorbim în limbi, nu trebuie să vorbim în limbi. O fost numai pentru atunci vorbirea în limbi și pentru acum vorbirea în limbi. Vreau să observați un lucru. Înainte să ne uităm că a fost o manifestare supranaturală să vorbești în altă limbă, vreau să observați că Duhul Sfânt, când a venit în viața lor, a schimbat limbajul lor. Un om care are un limbaj stricat este un om care întristează Duhul Sfânt și în viața căruia Duhul Sfânt este stins. Un om a cărui limbaj se schimbă este aproape sigur că este un om în viața căruia Duhul Sfânt lucrează cu putere și cu intensitate. Gura lor, limba lor a fost botezată întâi.
Toți vor, vreau putere, Doamne, putere, vreau să vorbesc și eu în limbi și strigă și repetă tot felul de lucruri. Nu, Domnule, ăștia când au fost umpluți cu Duhul Sfânt, la ăștia li s-a schimbat limbajul. Li s-a schimbat limbajul. Dintre ăștia care se laudă, asta e prima întrebare pe care o pui cuiva. Frate, ai fost botezat cu Duhul Sfânt? Eu am fost botezat cu Duhul Sfânt și am fost vorbit, și am vorbit în limbi. Primul lucru care îl întrebi, când l-a mărturisit pe Domnul Iisus Hristos? Când l-ai mărturisit pe Domnul Iisus Hristos? Ce spune Domnul Iisus în capitolul 1? Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori. În Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Asta a fost impactul Duhului Sfânt în viața lor și asupra limbajului lor. A început să vorbească despre Hristos. Mulți că a vorbit în limbi, a vorbit în limbi. Întrebarea este nu doar dacă au vorbit în limbi, că au vorbit în limbi. Întrebarea este ce au vorbit în alte limbi. Ce au vorbit în alte limbi? În primul rând, textul ne arată foarte clar că au fost limbi cunoscute. Ceea ce aud astăzi și se propovăduiește astăzi sunt niște bazaconii, niște bâlbâieli, n-au nicio treabă cu textul biblic. Îți bâlbâieli. Ascultă, nu e nicio limbă. El nu poate să zică ce limbă e aia, că nu e nicio limbă de pe planeta Pământ. Niciuna. Aici au fost limbi cunoscute, pentru că spune, toți se mirau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileni, cum dar i-auzim, vorbim fiecăruia din noi în limba noastră. Vorbeau niște limbi umane pe pământ. Nu bolmojelea iurea, da? Bun. Asta e primul aspect care e important de observat, că au fost limbi cunoscute. Și în al doilea rând, Biblia ne spune și ce anume vorbeau. Nu în ce limbi vorbeau, în limbi omenești, ci și ce vorbeau. Care e conținutul limbilor lor? Ia auzi ce spune. Versetul 11. Cretan și arabii auzim vorbind în limbile noastre. Spuneți dumneavoastră. Ce spune? Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a intrat în viața lor și a avut un impact atât de puternic asupra vieților lor, încât oamenii aceștia au devenit preocupați, pasionați, interesați, într-un mod profund, plin de râvnă, pentru lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Asta vorbeau ei în limbi. Carcasa, vreau să înțelegem două lucruri. Fenomenul vorbirii în limbi are două aspecte. O carcasă, care e limba, da? Cuvintele pe care le folosești și un conținut. Acum noi nu o să avem carcasa, vorbirea asta în alte limbi, că nici nu este necesar. Acolo erau oameni de pe toată suprafața pământului și trebuiau să fie alții care îți vorbească pe limbile lor, da? Ce folosești? Ție zic, vreau să vorbesc și eu în chineză. Pentru ce? Pentru ce scop, da? Carcasa nu avem, vorbirea în altă limbă. Avem vorbirea noastră. Dar conținutul e obligatoriu să-l avem. Că în Duhul Sfânt se manifestă în viața noastră, limbajul nostru se va schimba. Vom avea același conținut al limbajului nostru cum au avut și ei. Adică vom fi interesați și vom vorbi lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Asta i-a șocat pe ei. Nu doar că i-au auzit vorbind în alt limbi, ci că ucenicii aceștia proclamau de față cu toată lumea, public, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Și spune Scriptura că vorbeau așa după cum le da Duhul să vorbească. Vezi că este o lucrare a Duhului Sfânt. Este un impact puternic a Duhului Sfânt în viețile lor. Aș vrea pentru noi în seara aceasta să primim acest cuvânt de la Dumnezeu și însemnătatea lui spirituală, nu asemănarea asta exterioară. Spun, nu sunetul ca un vâjit, nu limbele ca de foc, nu carcasa asta a vorbirii în alte limbi de pe pământ sunt lucrurile primare pentru noi, ci însemnătatea lor spirituală, conținutul lor. Ce vrea Duhul Sfânt să ne învețe printre ele? Că Duhul Sfânt lucrează supranatural, că Duhul Sfânt lucrează cu putere, că Duhul Sfânt transformă viețile noastre, că umple viețile noastre, că lucrează cu abundență, că El vrea să transforme viețile noastre într-un asemenea mod încât noi să devenim martorii Lui, să vorbim despre El, să-L mărturisim cu El, să fim râvnitori în privința aceasta. Vreau să închei cu un exemplu. Aseară am ascultat pe mașină venind de la Zalău, 400 de kilometri, am ascultat vreo trei cărți audio ale lui a preotului Iosif Strifa, care știți a fost întemeietorul oastei Domnului. Și vreo două cărți au fost pe subiectul acesta al lucrării Duhului Sfânt. Eu n-am auzit decât foarte puțin credincioși evanghelici care îți vorbească într-un asemenea mod corect și biblic despre lucrarea Duhului Sfânt. Și ce vreau să spun prin lucrul acesta este că atunci când a început lucrarea și mișcarea oastei Domnului, din care l-am avut pe Nicolae Moldoveanu, pe Traian Dors, pe Costache Ioanid, din câte știu, a căror cântări le cântăm în fiecare întâlnire de-a noastră, da?
când Dumnezeu a început să lucreze cu putere printre ei, unul dintre lucrurile primare pe care se punea accent în oastea Domnului este că fiecare ostaș al Domnului este unul care trebuie să spună la alții. Și aveau file din reviste, le luau, le lăsau prin tren, prin magazine, peste tot. Nu-i putea opri nimic pe oamenii aceștia ca să lase cuvântul lui Dumnezeu. Să lase un Nou Testament, să-l cumpere, să dea mai departe, o revistă, ceva, o carte, orice. Toți au devenit interesați de a da altora vestea aceasta minunată. Noi ne întrebăm, a, Duhul Sfânt nu mai lucrează. Când am fost ultima dată când am vorbit despre Domnul Iisus Hristos? Când am fost ultima dată interesat să dau un Nou Testament, să dau o broșură, să dau o carte, să fac ceva? Ca să văd lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este în noi. Doar nu cumva nu suntem puși la dispoziția Lui ca El să lucreze? Oare nu cumva nici măcar nu-mi dau interes să deschid gura și să spun niște lucruri banale despre Domnul Iisus cuiva? Și zic, oh, vreau să lucreze Duhul Sfânt. Cum? Cum aș putea să mă aștept să lucreze Duhul Sfânt? Și sunt atâtea și atât. Este minciuna asta că ne rugăm Dumnezeu să ne dea ocazii sau oportunități. Nu, noi trebuie să deschidem oportunitățile. Și folosesc chiar și exemplul lor, ostașii nu așteptau ca alții să-i invite să le vorbească despre Domnul Iisus. Nu, ei vorbeau despre Domnul Iisus. Și dacă nu spuneai tu, el intra el în vorbă cu tine. Uite, vreau să-ți dau un Nou Testament. Uite, tu știi ceva despre Domnul Iisus. Uite, vreau să-ți dau o carte care vorbește despre lucrarea mântuirii prin Domnul Iisus. Uite, tu știi ceva despre luarea crucii și lepădarea de sine. Păi, nu știu ce. Uite, vreau să-ți dau o broșură despre asta. Uite, vreau să vorbesc cu tine despre lucrul acesta. Și erau oameni, ascultam în cărticica asta, erau oameni care numai asta făceau. Călătoreau prin țară și răspândeau cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că a fost un accent foarte puternic în oastea Domnului pus pe Sfânta Scriptură, pe cuvântul lui Dumnezeu. Și au avut o prigoană teribilă, în primul rând, știți, din partea cui? Din partea ortodoxilor. Din partea celorlalți preoți. Cita în cartea aceasta preotul Iosif Triva ce spuneau alți preoți despre el. Îi ocărau, îi făceau sectari, pocăiți. Pentru că asta era chemarea lor. Chemare la naștere din nou, chemare la pocăință, chemare la trăire în plinătatea Duhului Sfânt. Niște lucruri în care noi credem. Dar au intrat așa, din nu știu ce motive, într-un fel în umbră. Rugăciunea pe care eu aș dori să o fac pentru mine, aș dori să o facem toți, mi-aș dori să o facem tot timpul, nu este să primim Duhul Sfânt, că eu cred că dacă suntem credincioși avem Duhul Sfânt. Nu este să coboare Duhul Sfânt peste noi, că Duhul Sfânt a coborât peste noi. Ci este, rugăciunea pe care ar trebui să o facem, este aceasta, ca Duhul lui Dumnezeu să se manifeste cu putere în viețile noastre. Ca noi să avem grijă să creăm într-un fel cadrul acela în care coboară Duhul Sfânt. Vedeți, ucenicii n-au putut scoboare ei Duhul Sfânt, da? Dar ucenicii s-au dus împreună la rugăciune. Au stat înaintea lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu a început să lucreze cu putere peste ei. Noi nu așteptăm să mai vină o dată Duhul Sfânt din cer, ci așteptăm Duhul Sfânt pe care l-am primit să lucreze cu putere prin noi. Iar noi, Dumnezeu să ne dea puterea, pocăința, să ne luăm crucea, să ne lepădăm de noi înșine ca să ne punem la dispoziția Lui, să lăsăm și frica și rușina și tot ce ar putea să fie care ne împiedică și să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și să devenim oameni plini de râvnă. Râvnitori pentru lucrurile lui Dumnezeu, că pentru ale noastre suntem suficient de râvnitori. Amin.